Aleșii locali din Drobeta, Turnu, Severin s-au întrunit astăzi într-o ședință extraordinară pe ordinea de zi, figurând validarea mandatelor a 3 consilieri locali care în ședința de constituire nu au întrunit numărul suficient de voturi pentru a fi validați. Deși era o ședință care s-ar fi putut încheia foarte rapid, spiritele s-au încins de o parte și de alta a taberelor adverse, astfel că abia într-o jumătate de oră s-au putut înțelege în privința stabilirii ordinii de zi. O discuție aprinsă a constituit-o acordul consilierilor privind angajarea unui avocat care să reprezinte consiliul local în actualele procese, printre ele aflându-se și cel intentat de alianța PSD-UNPR. La urmarea acelei ședințe de constituire, câțiva colegi consilieri locali, câteva formațiuni politice, cred că Alianța Electorală PSD-UNPR, dacă nu mă înșel, și PMP-ul, au formulat acțiuni în instanță prin care au solicitat anularea hotărârii numărul 2 din 24.06.2016. Având în vedere că aceste contestații, cele 5 la număr, sunt formulate împotriva Consiliului Local al Municipiului Drobeta, Turnu Severin, este mai mult decât normal, firesc și necesar ca tot Consiliul Local al Municipiului Drobeta, Turnu Severin, care este parte în proces al calitatea de pârâd, să-și desemneze prin votul majorității, așa cum prevede și legea, un apărător care să reprezinte interesele Consiliului Local ca și pârâd, ca și entitate separată, în aceste 5 procese. Asta este logica acestui proiect de hotărâre și cred că este mai mult decât necesar acest proiect și mai mult decât întemeiat. Întrebați pe domnul primar Marius Creciu despre această și va da răspuns la această întrebare. Consiliul local ce face? Dă un acord din principiu pentru angajarea unui avocat. Avocat care se va angaja în temeiul legii 26 din 2012, primarul fiind împuternicit să încheie acest contract în termen de 10 zile. Da? Așa că nu eu pot să vă răspund la întrebare, că n-am competență. Domnul primar. Am dat în judecată. Normal că prin grija secretarului s-a răspuns la 2 întâmpinări în termen de 5 zile. Dar nu este normal că Alianța PSD și UNPR, care a dat în judecată Consiliul Local, care e condusă și de domnul primar, să fie reprezentat, să reprezinte și Alianța și Consiliul Local. De mi se pare că suntem deja în conflict de interese. De aceea Consiliul Local are nevoie de avocat. Consilierii PNL au cerut din nou astăzi transparență în activitatea primăriei și APA Meteorica a intrat astăzi în discuție că tot a venit vorba despre procese și avocați. Eu mă bucur pentru că noi am fost cei care am insistat ca activitatea primăriei să fie transparentă. Avem o hotărâre în acest sens și aș dori ca măcar dumneavoastră, pentru că și dumneavoastră ați votat acest lucru, să acționați pentru ca totul să fie public. Fiecare eleu care intră în primărie să fie trecut pe site, fiecare eleu care pleacă din primărie să fie pe site. Aș avea un singur lucru. Direct la obiect, vă rog. Avocatul care îl angajăm pentru reprezentarea Consiliului Local, aș dori, vă supun la vot această amendare, să se ocupe și de procesul pe care îl are Consiliul Local cu SECOM privind APA Meteorica. Am cerut în nenumărate rânduri să avem, în mandatul trecut, să avem informare asupra acestui lucru, n-am primit-o nici până astăzi. Tocmai din acest motiv, vreau să supun la vot domnul președinte ca avocatul care îl angajăm pentru aceste 4-5 procese, care le avem sau nu știu care, câte au fost în ultimul timp, să se ocupe și de procesul cu APA Meteorica. Este foarte important, este un proiect pentru cetățeni, pentru Severin. Într-un final s-a ajuns și la motivul convocării acestei ședințe și anume validarea 3 noi consilieri locali, însă și de această dată au existat discuții. Propun următorul amendament. Având în vedere că această hotărâre practic vine în completarea hotărârii numărul 2 din 24 iunie, e normal să facă parte integrantă în aceeași hotărâre. De aceea propun următoarele modificări. Proiect de hotărâre privind, și aici se completează cu, completarea hotărârii numărul 2 din 24.06.2016 și validarea mandatului consilierilor locali. Și proiectul și titlul proiectului rămâne la fel. De asemenea, la acest proiect de hotărâre, la rubrica hotărăște, propun următoarea modificare integrală a articolului. Articolul 1. Se completează hotărârea numărul 2 din 24.06.2016 și se validează mandatele următorilor consilieri aleși la data de 5 iunie 2016 în Consiliul Local al Municipiului Drobeta, Turnu Severin. 2 puncte. 1. Zvovodă Mădălina. 2. Turbata Andrada Carmina. Da. Motivarea fiind foarte simplă, aveți cu toții cunosc documentele. Înțeleg că domnul Golea a câștigat la Comisia de Validare Internă în partid. Domnul Golea nu a depus niciun document la partid. Nu m-am întrebat și nu m-am implicat în activitatea PNR. Da, dați-mi voie să termin. Vă rog, mă, dați-mi voie. Dar de ce să mă ațiți? Relaxați-vă. Dar eu sunt relaxat. Dați-mi voie să închideți microfonul. Dați-mi voie, vă rog. Nu vă rog. Trebuie să fim relaxat, nu trebuie să ne enervăm.
că dacă este în cadrul cel mai bune decizii. Având în vedere toate aceste discuții foarte intense cu privire la validarea mandatului de consilier local, consider că este oportun în acest moment să amânăm această validare sau acest punct pentru o ședință următoare, să ne lămurim exact despre ce este vorba. Pentru că, stimați colegi consilieri locali, nimeni din noi nu cred că vrea să fie părtaș la proiectul de calitate. Eu unul nu doresc acest lucru, de aceea vă supun votul acesta mea. Puteți pe cineva care nu cunosc pe doamna Turbat, nu o cunosc, n-am cunoscut niciodată. Pe domnul, pe doamna, nu știu cum îmi scapă numele, Zlobot sau ce scuze, nu am cunoscut. Dar se dreapte cu lecțiunul și spunea... Sunteți benibili, domnul Putru, așa sunteți benibili. M-am interesat, eu v-am dat o explicație, m-am interesat cine se aude și ce așa este. Eu nu pot să ridic una pentru ceva pe care nu vine sub trafon. Vreau să fac și o propunere în ședință. Am văzut materialul de la Partidul Mișcarea Populară în care doamna Dobrota ne spune că este pe treptă legală excluderea domnului Vola. Văd și materialul de la domnul Vola și de la Comisia de Arbitraj, de la Mișcarea Populară, în care singurul lucru care m-a lăsat, putea să-i dau dreptate doamnei Dobrota, singurul lucru care mă lasă pe mine și nu e datoria mea și îmi spune motivarea Curții de Onoare și Arbitraj că nu este în statutul PMP ca și colegiul județean se excludă oameni, se excludă membrii de partid. Ori dacă dânsa îmi pune o hotărâre pe care altcineva din interiorul partidului îmi spune că nu este atributul acelei hotărâri, pe mine mă face cel puțin să însemne de întrebare și să nu ne amestecăm în această dispută internă, iar eu propun ca președintele de ședință să trimită o adresă către PMP Central, să ne spună PMP Central 2 pe cine validăm la Mișcarea Populară. Consilierii locali Carmina Andradea Turba de la PSD și Mădălina Zvobodă de la UNPR au fost validați, nu și Răzvan Emanuel Roșca de la PMP. În cazul acestui, aleșii locali așteaptă o lămurire clară din partea conducerii centrale a PMP, având în vedere că există o neînțelegere în sânul organizației județene. După cum ați observat, am pus astăzi această întrebare. Deci de domnul Roșca nu vorbim, pentru că domnul Roșca, părerea mea, că situația este foarte complicată în Partidul Mișcarea Populară și de aceea am și propus astăzi ca să ne lămurească Organizația Națională a PMP-ului cine este membru și cine nu este membru și pe cine dorește să valideze în Consiliul Local. Referitor la cele două doamne, am întrebat astăzi apartenența politică. În toate documentele, ca să știți, care se găsesc la secretariat și m-am uitat foarte bine pe ele și înainte de ședința trecută și în ședința actuală, nu există pentru niciun membru al acestei alianțe apartenența politică așa cum cere legea. Dacă la ceilalți cunoșteam pentru că erau persoane publice, regret pentru cele două doamne, nu le cunoșteam. Astăzi am aflat, ați văzut că una dintre doamne, probabil din emoție, a spus că aparține alianței electorale PSD-UNPR, după care a corectat că este în UNPR. Doamna Turbatu ne-a spus că e PSD. Acesta este, practic, s-a încheiat acest litigiu. Referitor la domnul Roșca, așteptăm în continuare.